Doamne și domnule, bine v-am regăsit. Și eu când zic bine v-am regăsit, e așa o chestie, că nu știu cum să încep altfel, că nu-i bine. Știți că v-am zis eu de bătrânul Mândrișcanu, omul ăla din Sascut, județul Bacău, care în 74 eu scris o scrisoare lui Ceaușescu și eu zic, bă, tu n-ai dreptul să faci numai un partid în țara asta, dar no, dacă tu ești comunist, eu mă declar anticomunist, și a trimis vreo 3.100 de lei să iau un avion unde vrea el, numai să nu se mai întoarcă tovarășul Ceaușescu. L-a securitatea, l-a băgat la pușcărie, l-a băgat în ospiciu, familia distrusă. Totul a pornit de la faptul că n-a vrut bătrânul, mândrișcanul, să-și dea la colectiv alea două hectare și ceva de pământ. După Revoluție, i s-a spus în față de către noi democrați Printre care și fiul ăla care a făcut colectivizarea în comunism, și care acum, a, fiul, a ajuns primar în capitalism, ba dacă nu te-au făcut, comuniștii să mor de foame, mă ocup eu de tine. Bătrânul a murit vineri. L-am mormântat, cred că ieri sau al alteri. Și mă sună, astăzi, fiul bătrânului, îți dai seama că nu muncește nicăieri pentru că n-a putut să facă școală, pentru că tatăl său era deținut politic. Mai trăiește doar el, ca să-l până la îngrijit pe bătrân. Bătrân s stins la 89 de ani, fără să-și vadă pământul venit înapoi. Deși are hotărâri judecătorești, ce vrei tu, că la noi nu contează chestiile astea. Sunt niște hârtii cu ștampilă. Și mă sună să-mi spună, am fost la casa de pensii că am sperat că primesc, așa cum primesc toți pensionarii, ajutor de mormântare. Și de la casa de pensii de la Bacău i-au explicat în felul următor. Domnule, având în vedere că tatăl dumitale primește, sau a primit, din octombrie 2016 începând, pensie de handicap, 89 de ani, s-au gândit și ăștia să-i dea pensie de handicap, și din aprilie 2017, adică în ultimele patru luni de viață, pensie de uh, deținut politic, am amândouă, în total 532 de lei. Adică pe lei vechi 5.320 de lei. Nu putem să vă dăm uh, ajutor de mormântare pentru că se consideră că pensia aia de deținut politic e o pensie specială. Ioșo era disperat că se baza pe bănuții, ia nu mulți, dar când ți-ai petrecut toată viața așteptându-ți tatăl de la pușcărie, așa au vrut comuniștii, trăiți, domnule Ilescu, erați prim-secretar? Sau ce erați atunci? E la PSD, da, domnule Ilescu, da, 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 da. cu mineriadele, da. Da, da, Stalin la telefon. Așa? Uh, N-are dreptul la pensie specială, omul? Pentru că ăștia chiar cred că dacă ai făcut pușcărie luptând împotriva comunismului, Bă, dă acolo un 300 de lei, 200 de lei și ai rezolvat problema. În timp ce țucălari de Luceaușescu iau câte 10-12.000 de lei pe lună. 100, 120 de milioane de lei vechi. Eu nu știu cum să fac. Eu am pus pe Facebook chestia asta, am pus și numărul de telefon al lui Mândrișcanu, un număr fix, comunare mobil, Că poate sunt niște asociații de-astea care luptă pentru drepturile veverițelor și ale fluturilor municipali și se gândesc că, bă, stai un pic, noi de putem să luptăm pentru veverițe și fluturi, că cineva, prin 74, și-o băgat picioarele în ea viață, și în el comunismul. Zic că ăștia că n-au bani. De pensii speciale au bani. O da PSD-ul în 2012 cu USL-ul, adică cu liberalii. Și în 2015 cu tovarășul Ponta lege că Heiru la pensii speciale, acum taie pensiile speciale, în lor să le dea la aia care au suferit din temnițele comuniste, dau multora, nu tuturor, multora ălora care au stat capră a vecinului, în mod evident, să nu vă gândiți la ce m-am gândit eu, că e rușinos, în fața comunismului. Asta nu-i mai ți-a arătat. Asta e un fel de conjunctură în care dacă ai Nenorocul. Ca un spermatozoid să întâlnească un ovul, să te naște aici, ai pus-o. Ăștia nu mai înțeleg nimic, bă. Nu înțeles în viața lor. A spus repetenți în conducerea țării ăstea. Țara asta este repetentă, dacă. Dacă puneați premianți, țara asta era premiantă. Vă trebuie repetenți. De aia, din ultima bancă, de copiau. Nu? Așa că e fain. Și viitorul se arată super fain. Super fain. Că bou care nu învață la istorie, nici nu o să se mire că istoria e pică așa, ca o cărămidă în căpățâna lui pătrată. Da? Că se repete istoria. Ați văzut că acum măresc ăștia acciza la benzină și la motorină, guvernul și-a anunțat, nu? Că n-au bani. Deși, în campanie electorală, dădeau cu bani în populație, tată. La tot cartierul, cum urla ăla din Craiova. Să dau turturări la tot cartierul. Nu sunt bani pentru ea, pentru bătrâni. Nu sunt bani. Dar pentru șmecherașii care au dus-o bine înainte și trebuie să o ducă și acum bine. Cum să nu fie bani? Cum să nu fie bani? Și nu numai pentru șmecherașii încep deja să existe niște, niște, paradigme comportamentale, social, cum vrei tu, politice. Ia uite de pe gsp.ro, ca să vezi că istoria e câteodată o vacă, nu ești atent la țâța ei, la ugerul ei, să o tras o copită în molele capului. Da? Liviu Dragnea ridică noul scornicești. Echipa din satul în care s-a născut șeful PSD a promovat în Liga 3 -a, transferă fotbaliști de Liga 1 și dă salarii mai mari ca în primul eșalon. Adică, tată, să trăiți! Vrem să vedem, să se scrie în cărțile de istorie despre domnul Dragnea, să ne spună cum a fost el ilegalist, că înainte era în PD, după a o trecut prin 2000 în PSD. Cum a fost ilegalist și a luptat pentru propășirea și, și... cum era, mă, urcarea României pe cele mai înalte culmi. Da? Se face la Alexandria un stadion, cel mai scump stadion din țară. Dacă ei prețul pe loc. Da? Nu discutăm de chestia asta la televizor, că poate primim un telefon și suntem dați afară. Nu, nu. Televiziunile de teleshopping, alea care zic că sunt televiziuni de știri, care vântă felul de unguente, să te mai doar oasele sau ciuperci miraculoase sau tigăi minune, nu pot discuta despre chestiile astea. Pentru că ei sunt de la București, mâncația și în teritoriul nu ne interesează dacă mă înțelegi. Ne va de capul un Da? Și în timp ce la Alexandria, în Teleorman, care nu are nicio echipă, nici de Liga 1, nici de Liga 2, să bagă milioane și milioane de euro în stadioane, Hai că nu-ți dau din ardea, că după aia zic ăștia că să nu știu cum și nu știu cum. Da? Alexandria, da? Pitești, ba! Orașul lui Dobrin așteaptă din februarie un semn privind reabilitarea stadionului. Primarul Cornel sunt dezamăgit. Toți suntem dezamăgiți. Noi am despus proiectul, le-am dat tot. Eram cu contribuție bună la bugetul național. Dar pentru că nu este autonomie financiară, dragă domnule primar, Vine unul de la București sau de în Teleorman și apasă cu degetul mic pe butonul mare și banii... Mă înțelegi? Cam așa se întâmplă. Degeaba dai bani la buget dacă banii a pleacă la buget într-o oală comună și fiecare ia mântână și își pune pe sarmale cât vrea el. Dacă te uiți la Teleorman, este în fruntea tuturor năcazurilor din țara asta. Cel mai mare procent de asistați social. Șomajul dublu decât e în țară. Primarul din Alexandria, salariul mai mare decât Iohannis. Dar lumea săracă, săracă, săracă. Și atunci, ca să voteze săraca, săraca, săracă. Nu-i faci loc de muncă. Că locul de muncă înseamnă prosperitate și când omul ajunge prosper, se uită la tine și ce bă, dar tu ești repetent. Bă, ăla lui Dragnea. Tu ești un repetent. Ce-mi zici mie? De ce să te votez? Că tu n-ai făcut nimic. Cum ești tu bugetar? Și ai milioane de euro. Zim și mie. Bugetar cu casă pe două străzi, cu concedii în Brazilia, și atunci îl ții acolo la sărăcie, că dacă e sărac, nici nu cere educație. Și dacă nu are educație, nu poate fi prosper. Și dacă nu e prosper, nu pune întrebări. Sta acolo, Doamne, dă să ne facă stadion. Să mă duc să văd cum joacă ea fotbal în trailing și adibas. Sau abidas. Nu? Despre asta iar nu se vorbește. Nu cumva să dezaranjăm, ghilimele le-ai marile contribuții ale socialismului teleormanean la capitalismul românesc. Nu cumva. Vinem în ardeal, tată, că și noi avem aici uscăturile noastre și chiar în pădure. Press One. Vă dau știri mai vechi pentru că vreau să fac un rotund ca să înțelegeți ce se întâmplă în semințara asta. Gunoaiele pădurii. Ghișinez gunoaiele. Ministrul Pana a modificat codul Silvii cu dedicație pentru șeful PSD din județul ei. În iulie, în 2 iulie s-a publicat asta. Da? Modificăm codul silvic pentru că șeful spune. Și dacă e șeful PSD-ului din județ, socialismul, nu știe că mergea din ștampilă în ștampilă și din gură în gură? Că de aia s-au născut centurile politice. Că mergea din gură în gură. Vorba. Să nu mă înțelegeți greșit, că eu m-am gândit numai la prostii. Da? Despre asta nu vorbim. Vine ministrul transportelor, tip greu, meseriaș, adică tatăl la când se uită la un tren, se topește trenul. Deraiază. Da? Și ce face? Mai aretă la Bistrița și inaugurează o cale ferată veche de 130 de ani pe care -a inaugurat o inaugurat-o Imperiu Habsburgic. Și pe care cale ferată trenurile mergeau mai repede decât merg acum. Și printre burieni și printre brusturi și printre tot felul de chestii, o să apară imediat pe ecran, merge săgeata albastră. Cu 26 la oră. Viteză medie. Să vii ministru. Să inaugurezi nu se știe ce. Făcut de cineva acum 130 de ani. Printre brusturi. Și tu știi ce face, făceau ăștia în Ardeal înainte cu brusturi când îi trecea, cu brusturi rezolvau. Da? Să n-ai nicio jenă, circulă săgeată albastră. Ce fel de săgeată albastră e mâncă cu sufletul de ministru? Ăștia nu mai au sentimentul de jenă, știi? Dar nu neapărat ministru. Că zic eu ce s-a întâmplat acolo. S-au făcut ceva reparații și au început ăștia de la județ, de la bis, să se sună la minister. Dar când puteți veni în înălțimea noastră? Pupața și papucii, pupața și istoria, pupața și buricul pământului din care te-ai născut. Hai, dați la noi, că știți, ne-am dat voturi multe și cornute. Vrem, vrem să inaugurăm, să vadă populațiunea copulativă română că noi suntem în fruncea țării socialismul, nu murit, nu mă țăsă și atunci celălalt, bă, dar știți, am ședințe. Nu știu, vere, vin aici, mâncați, așa că facem o paranghelie, dăm acolo de mâncare, de beut, apărăm în presă. Austro-Ungarii au făcut-o, bă, nu voi. Voi au fost de 10 ori mai deștepți decât voi. Da? Asta dovedește dovedește calea ferată făcută acum 130 de ani că voi. N-ați fost tare să faceți alta. Faptul că viteza atunci era mai mare la trenul decât acum, o grămadă. Bă. Că aparțineam de Europa, așa cum era Europa atunci. Acum nu se știe de ce aparținem. De Iran. De Iran aparținem pentru că la ce se întâmplă, numai acolo mai vezi. Fundamentalisme. Eu n-am auzit, mă, un popă. Și când zic de popă, de ce zic? Pentru că atâta vreme cât tu sistem de educație nu mai ai. E făcut numai pe memorare. Nu pe valori, nu pe generozitate, onestitate, adevăr, chestii de genul ăsta. Când economia îi vraiște și tăți părinții se gândesc, Oare cum să gândesc oarecum să iau al doilea job sau să mi-l salvez ăsta pe care l-am. Poate mai are copilul la biserică și aude acolo niște chestii și ce nu-i bun în țara asta și repară. Dar eu n-am auzit în biserică să se vorbească despre sărăcia făcută de XYZ guverne. N-am auzit la biserică să vorbească despre valori. Dar valorile alea nu alea ce ți le zice în Biblie. Că așa ele ați departe de noi. La 2000 de ani. Valorile alea pe care le vezi acum. Băiatule, nu mai accepta să fii mințit de tot felul de tâmpiți. spune în față ce ai de spus când vine să-ți ceară votul. Pune-l cu votul pe labe, de exemplu. Nu. Vin câțiva, în ciuda eforturilor de a intra în secolul 21 biserica, și aici merită aplaudat comunicatul Patriarhiei că uite, suntem pro-vaccinare, sigur, condiția să existe comunicare și explicații, că trebuie să nu poți fi numai așa, fără să știi ce, cu ce ești de acord. Da? Și vine câte unul, nu? Și răstoarnă vadra cu lapte. Ai văzut că au fost la Cluj Antoldu. Am zis, hai să vedem ce este și după poveste să nu mă ducă rața la pendulă. Pe lângă faptul că în patru zile ți-au intrat câteva zeci de milioane de euro în oraș. Și au intrat nu la buget să facă primăria sau Consiliul Județean ce vrea cu bănuții ăia, au intrat de la om care a venit în Cluj la om care stă în Cluj. Dă-mi o bere, dă-mi o pită, dă-mi un cola, dă-mi un pachet de țigări, dă-mi o carte, dă-mi un bilet. S-au adus ăștia zeci de milioane de euro, către suta de milioane de euro, direct în Cluj. Eu luat clujeni. Clujeni, cei care locuiesc în Cluj. Au magazine și dezvoltă tot felul de afaceri. Las -o la o parte asta. S-au apucat câțiva să facă petiții. Domnul e prea mare zgomot în oraș. Mă și mă gândeam ce bine seamănă. Într-adevăr, a fost zgomot. Dar bă, și la nuntă e zgomot. Peste tot e zgomot atunci când lumea se veselește. Nu te poți veseli în surdină. Da? Seamănă foarte bine cu ăia care se revoltau prin America atunci când au început să facă drumurile de fier, căile ferate. Și scriau guvernului că ei se înarmează și ies la luptă, că dacă se fac drumurile de fier, nu mai dau vacile, vacile lapte, că să sparie. Dacă ținea guvernul american seama de fricile ălora, astăzi America probabil era Corea de Nord sau mai săracă. La Antol, mutatis mutandis, e la fel. Domnule, este zgomot, nu mai putem dormi, nu mai putem face. O las și asta la o parte. Ce nu înțelege lumea? Că vine generația tată care inovează. Generația care inovează, așa cum am fost și noi, enervează mereu generația aia la alte care stă să și așteaptă pensia. Chiar dacă are 20 de ani, unul poate să stea să, -și aștepte pensia. Ce mi pensia, ce mi ajutorul social. Da? Când uh, ascultam noi Iris cu trenul fără naș și holograf și tot de chestii, tare, la discotecă, sau pe marginea șanțului, castofone de la de luai cu rândul baterii la el. Așa eu și babele, nu, no, ni la ăștia, sataniști. Ni la ei. Au ce muzică ascultă, că nu înțelege nici dracu, nici ele. Că nu s-ar întoarce un pic către muzica populară, la tradiții, la liniște. Da? Așa s-a întâmplat de fiecare dată. Numai că acum nu e un pic mai spurcat. Că acum te duci pe Facebook, te duci pe internet, te duci unde și te iei tu singur în seamă și începi să aduni în jurul tău tip extrem de guralivi. Ăia care acceptă sunt oameni normali nu merg pe stradă zicând vreau Antold, vreau Antold, vreau Antold. Și atunci pare că ăștia guralivii, dacă sunt o mie de oameni, îs majoritatea. Nu, tată. Ei sunt exact atâția cât semnează tot felul de petiții. Restul sunt aia care se bucură. Nu că vezi, Doamne, Clujul e pus pe harta lumii. Clujul e pus pe harta lumii mai de mult. Și cu tot felul de evenimente punctuale faptul că vine lumea și se bucură că vede un oraș normal. Eu m-am întâlnit cu niște prieteni din Franța care îmi ziceau, bă, tată nu doi de la Politehnică din orașul nostru, e la voi, la Antold. Și știi ce mi-au zis? Sunau acasă la părinți și ziceau, băi, prima dată când simt și eu că am 21 de ani, că sunt vacanță. Asta e o vacanță de ținut minte și de povestit. De ce? Pentru că atmosfera e senzațională. Lumea nu vine numai ca să-i intre lasările în ochi sau ca să-i bubuie tobele în urechi. Nu, vine pentru atmosferă, să simți acolo că îți mișcă rânza. un fundament cultural care se naște, dar de unde să înțeleagă ăia care sunt împotriva tehnologiei, folosind tehnologia, ăia care urlă că Facebook-ul este unealta diavolului, dar ei despre asta scriu exact pe Facebook, sau, da, îl vezi la de pe Digi24, da? un preot din Cluj, Antol, închinat Satana, trebuie făcută sfeștanie în par după festival. Preotul Melian din Cluj, vorbe grele, nu știu cum. Omul, scriu ziarele, o mai avut și niște campanii de astea, mici campanii împotriva vaccinării obligatorii. Dar mă, de ce nu vorbesc preoții, și nu vreau să arunc anatemă peste tăți, despre faptul că 32 de copii, copii, de la atâta la atâta, au murit în România că nu au fost vaccinați. Că sunt 8400 de cazuri și aia deja înseamnă epidemie, tată. Și noi stăm. Nu au zis nimic că nu sunt vaccinuri. Nu au zis nimic preoții ăștia pe care îi văd acum cu coda pe sus, și nu mă refer neapărat la ăla pe care l-ați văzut în spatele meu, la ăștia care sunt ei deștepții lumii și merg după învățăturile de la Atos, păriața din secolul XII, așa, care încă mai cred că dacă îți iei buletin electronic, vine satana și îți mâncă din palmă, da? nu o zis nimic când Institutul Cantacuzino n-a mai fost lăsat să facă vaccinuri. Nu zic nimic când spitalele spine de păduchi, de șobolani și de gândaci. Că sunt. Când v-am arătat poza aia de la Mediaș, de la spitalul de la Mediaș, cu un tip bolnav de diabet, care stătea pe hol, pe două scaune întins cu perfuzia după el, pe holul spitalului, da? Eu n-am auzit pe nimeni să vină din politică, din biserică, din instituțiile astea de forță identitară, să zică, domnule, e jenant. Ce avem de reparat? am ajuns gunoi. Da? Asta este. Ca să nu credeți că mint. Da? Asta e la spital la Mediaș. Petri Fotoli a mințit. A mințit poporul cu televizorul trăznit la televizor. Da? N-au venit. Acum ne legăm de Antold, că nu ne place nouă muzica, că nu i o priceaznă de aia rock, sau un solo de la de chitară pe un cântec bizantin s-o întors rânza noi și s-o umfla fasolea. Așa ce bine e să fii mândru că ești român și să n-ai nicio treabă cu chestia asta. Mândru că ești ortodox, nu ai nicio treabă cu țara ta. Nu. Facem coaliția pentru familie, tată. Să nu-l vedem pe Ioan încă să pupă pe gură cu George. Ok. Nu-i treaba mea. Dar treaba ta, coaliția pentru familie, este cumva numărul imens al muierilor care iau câte un șt tongă de palmă peste față numai pentru că o răsărit sau invers. De ăia 270.000 de copii, e statistic, oficială, care în fiecare sară se culcă flămânz. O zis ceva, coalițiile și popii și de-astea? De turlele haurite, pe modelul rusesc, sovietoid, zice cineva ceva. De ăia care dau anunțuri pe la tabloide, că la, la fată de la pagina 5 găsești sub el și copilul văsălică de 3 ani are nevoie de ajutor financiar pentru operație în străinătate, că dacă nu moare. Nu, despre asta nu discutăm, că ăștia sunt oameni. Oamenii în țara asta nu au contat niciodată. O contat tricolorele la numărătoare și o contat marele sărbători în care noi putem urâ oficial pe toată lumea. 1 decembrie, 23 august, toate potlogările care au fost în viața noastră. Da? Oamne, când vine sărbătoarea națională, îi păi, dreptul, omului de aur. Nu comentăm de 1 decembrie, bă, dar ce serbați voi, că imediat vine centenarul. Autostrăzi aveți peste munți? Nu. Cale ferată peste munți, acolo legătura aia prin pasul Buzăului, care a început în 907, ați făcut-o? Nu. Canalul Dunăre-Siret, început în 1924, l-ați făcut? Nu. Ce mama dracului ați făcut atunci, bă? Ce celebrați voi de centenar? O mers la Mărășești. Băi, foarte fain. Până acum, unul nu vorbi de mărășești. Brusc, înainte cu un an de suta de ani de centenar, și-au amintit toți politicienii să meargă la mărășești. Băieți, degeaba mergeți la mărășești, că noi nu mai știm ce s-a întâmplat acolo. Știi de ce? Eu am învățat pe vremea aia, culmea comunistă, când are rost să o spun, atunci, se făcea carte, de povestea Măriucăi. Voi a scos-o din manuale. Povestea Măriucăi, îi povestea fetiței de 12 ani din Mărășești, care au văzut că ăla care transmitea poziția trupelor germane dintr-un copac și dădea la telegrafit jos, ăla a fost împușcat și s-o sui de sus. Până și-o dat seama nemță că există cineva care transmite poziția exactă, că ăștia îndreptau obuzele românii către unde zicea copilul asta. Și-au omorât-o cu un obuz. Da? Au scos-o din manualul de istorie. Scos-o din manualul de istorie pentru că după aia spuneai întrebări, bă, dar la mărășești, mărăști, oituz. Am înțeles. Dar de ce o trebuie să mutați uh, guvernul aiaș? Nu cumva pentru că, deși aveați încă din 1883, voi, vechiul regat, un acord cu Austria, cu Germania și cu Italia de alianță, că de atunci vine, le-am trădat pe Nemzi de două ori, atunci a fost prima dată, în 1916, fără niciun, nicio vorbă înainte, ați intrat, ați atacat Germania, Austria și astea Și le-au atacat prin Ardeal. Și primii morți, cine au fost? Nu cumva vame și românii? Ăia de acolo, de pe lângă Brașov și de la Câineni. Că și acum este clădirea veche la, la Dacă îi dai o văruială, e nouă. Hmm. bună idee, nu? Să o facem nouă, muzeu. Da? Uh, și după aia au vind von Mackensen și o intră cam brânză pentru că armata română nu mai făcuse investiții încă din 1905. Și o dus, l -o pe țăran la Cucuruz și l au pus să lupte. Și neamțul o intra ca în brânză în București, tot guvernul ăsta, vai, marele Ferdin, al mare nu știu care, s-a refugiat la Iași și o lăsat bucureștenii pradă armatei germane. O intrat austriecii, ungurii și nemții în aplauze în București. Știi? Lumea o aștepta cu flori. Uită-te în istorie. Oare de ce? Și au mers acum, au mers în Iași și au făcut guvernul de acolo, în clădirea actualului primar, în biroul actualului primar. Și după a venit și că, vai, glorios, și a scăpat România. Nu, tată, ați înfundat România. Ați înfundat România pentru că numai atâtic a lipsit ca să nu mai existați. Norocul ăla mare că a pierdut Rusia războiul și a luat Basarabia. Norocul mare că s-au dat luptele grele în Belgia și pe frontiera franco-germană și o pierdu nemții și atunci ai luat Transilvania. Că dacă nu, rămâneai cu Valahia. Și nu se știe dacă din cauza ăstora din politică n-aveai capitala la Stambul. Cum au fost atâtea sute de ani. Dar mai bine e o pauză, că dacă mi-a gura pe înainte, sunt o lecție de istorie de mă dau ăștia în judecat. despre chestiile astea trebuie vorbit. Bă. Trebuie vorbit pentru că dacă nu vorbim, avem impresia că ele se întâmplă natural și așa e normal să se întâmple. Lumea să trăiască prost, să nu avem autostrăzi, să n ai de ce te bucura, să te uiți la îmbuibață care intră în politică și înainte de a mări salariile profesorilor și ale medicilor să-și mărească, să-și dubleze indemnizațiile lor, să plătească pensii speciale la tot felul, dar nu la ăștia cum a fost bătrânul Mândrișcanu, care au avut curaj, că nimeni nu putea să se uite după muscă fără voia partidului. de a trebuie spuse. de a trebuie spuse inclusiv despre derapajul unor ani din biserică. Pentru că sunt niște șmecherii care se întâmplă în biserica ortodoxă. De ce zic de biserica ortodoxă? Pentru că ea e cea mai mare și acolo sunt cele mai vizibile. N-am nimic cu credința ortodoxă, numai, nici măcar cu biserica. În timp ce de un an, doi, trei, capii biserice, biserici, inclusiv patriarhul, fac eforturi să meargă către secolul XXI și către Occident, lor de poziție chiar, care a început cu, cu participarea la Marele Sinod de la Principiul de pe undeva. Lângă capii bisericii, îs, așa numitul, așa numitul bătrânet. bătrânet. Hiperortodoxi, ultraortodoxi. Ăia din mănăstirea lui Petru Vodă, sau cum se numește, mănăstirea din Moldova, în care se cântau imnuri legionare. Pe ideea că toată lumea trebuie să fie ortodoxă, care nu e ortodox, nu e român. să ăștia acum cu antivaccinul. să săște acum cu Coaliția pentru Familie care nu înțeleg că acea Constituție a României este pentru toți cetățenii români. Că unii albi, că unii sunt negri, că unii sunt surați, că alții sunt surați, că unii sunt alți alții păroși, Pentru toți trăitorii. Și cuprinde principii fundamentale, nu distilează valorile sau inepțiile care ne trec fiecăruia uneori prin cap. Da? Și dacă vrei un fundament istoric, Asta arată că o parte din biserică a rămas în secolul III, în era noastră. Tertulian, în 200-200 și un pic, unul dintre părinții fondatorii bisericii, ăla mai avea fițoșenii de astea, de atunci era de înțeles. Când zicea, dragă, ce are Ierusalimul cu Atena și ce are uh, știința cu religia, ce are Academia cu Biserica, așa zicea el. Adică să știința să fie una și biserica să fie alta. Nu? Exact ca acum. Doamne, voi treaba voastră cu vaccinurile, dar noi spunem că numai Dumnezeu te vindecă. Ai văzut-o pe aia? Era una la ceva post de ăsta de teleshopping de știri? Doamne, mi-a rupt piciorul, mă vinde -o, -o, vindeca pomohaci. Cum te-o vindeca pomohaci? Eu o să mă duc la doctor. Dar vind vindecătorul era pomohaci. Nu doctorul. Că trimis la Dumnezeu. Și-a stat Dumnezeu și-a luat concediu, i pus piciorul în gips, i-a dat una peste rotulă și brusc i-a făcut piciorul la loc. Deci mai gândește-te cu ce specimene culturale sau aculturale ai de luptat în țara asta. Pentru că țara asta nu o să fie niciodată normală. Bă, dacă nu încetează chestiile astea. Dacă ăia care într-adevăr vor secolul 21, nu se vor ridica și vor spune stop. Dragă domnule asistat social, noi suntem egali conform Constituției și religiei, dar eu muncesc și tu nu. Diferența asta, eu trebuie să o văd când fac comparație între traiul meu și traiul tău. Compar, dacă fac comparația asta și o faci și tu, poate domnule asistat, nu vei mai sta cu burta atâta din la bere și le vei spune jandarmilor, Uh, du te dăm zăpada din curte că m-am înzăpezit, uh, du te mă polițist comunitar și curăță-mi uh, o grada de apă că așa. Amintiți-vă de mereu, o să vreo 40 de zile, prim-ministru. Și sunt o aia de prin nu știu unde, prin lângă Buzău. Și când o mers acolo, o să te da, acolo o să ne faceți drumul. Și acolo era satului. m satului. mereu, e un tip care se abține. Eu nu mă abțineam. Eu l-am roata de la căruță și dădeam după ei scoteam toată armata de acolo și ziceam, băieți, din momentul ăsta vă ocupați numai de ăla care e bolnav sau numai de ăla care e bătrân. În rest, o cărare să nu dezăpeziți în satul ăsta. O cărare. Dacă v-am prins că dezăpeziți o cărare în satul ăsta, v-am dat afară și vă bag la pușcărie pe tăți. Eu te plătesc ca armată să mea pe teritoriu și tu trebuie să dezăpezești la burtosul. Nu? Uite aici. Vezi cum se uită. Ăștia se care se uită, acolo în spate, în fundal. Ăștia da dau la lopată că militari. Nu? Și după a zice, doamne, dar am intrat în NATO. Când NATO dă la lopată pentru toată asistența socială din țările NATO. Asta e una la mână. Doi, trebuie să vii să-mi spui. Tu, instituție cu credibilitate, biserică, guvern sau cine, e, cine ești. Băieți, trebuie să mergem către secolul 21. Secolul 21 înseamnă acces la informație, acces la adevăr, și acces la tehnologie. Să știi să o folosești. Și a ce înseamnă? Pe păi așa, fain de spus la televizor, dacă ai utilari și ești el. Nu. A înseamnă, hai să ne adunăm să vedem cum facem sistemul de educație. Încă le mai spunem copiilor că trebuie să bage la cap, să memoreze formule? Sau poți să lași frumos ca în Occident? Tată, poți să ți ții cartea pe masă, că îți dau o lucrare de control și vreau să văd nu cât ai memorat, ci dacă știi unde să cauți formula sau răspunsul. Și a te obligă să citești, te obligă la bibliografie. La noi, dacă ai memorat, ești cel mai tare din clasă. Începând de acolo. Și după a poți face un, nu știu cum zic, o masă rotundă cu toți din partid de băieți. De mâine ne dăm în gură, ne dăm la ficaz, ne rupem oasele și gâtlejurile, dar nu negociem asta și asta și asta și asta. Cădem la acord că trebuie să fie, făcute autostrăzi, trebuie băgați bani în agricultură, în sănătate și în educație. Cine mișcă, mișcă, mișcă. Da? Nu negociem principiile astea. S-a făcut chestia asta. 6% din PIB pentru educație, noi partidii din România, de aici, de la secolul XII, noi facem și trecem. Niciodată nu au fost 6% din PIB în educație dar s-au băgat o grămadă din PIB-ul mămăriga lui de PIB în asistența socială și la pensia specială, tată. Acolo cum să nu bagi? Și atunci te întrebi. Bă, de -o, interesul meu care -i? Interesul ăstora care sunt instituțiile astea de credibilitate și arăzic zic de biserică. Tu vrei un prost în fața iconei? Sau vrei un deștept care chiar dacă nu merge în fața iconei, face, nu știu, o donație pentru un copil bolnav de cancer. Ce vrei tu, tovarășul Da? Vrei să ajungem? Ai văzut? Este uh, o poză care face furori pe la naționaliști. Vai! Ni la ei, ortodox, ortodox și ruși! Pupaia, pupaia și pe firul de păr! Da? Un stadion la Sankt-Petersburg, fostul Leningrad, în care stadionul vine să joace fotbal cu Dumnezeu și îl aduci pe sfântul ăsta cu sabia să vedem când e offside. Așa vrei să ajungem? De la prostia asta să-ți exhibi credința, care e o chestie intimă, care e o chestie între tine și Dumnezeu și din când în când când îți dă popa de aia, anafură de aia sau ce îți dă să mânci, puniere, îi intri. Dar să mergi pe stadioane să faci chestia asta? Mie îmi naște întrebări. Cât mai este până când ăștia care fac asemenea lucruri sau ăia care cer tot felul de hiperchestii numai pentru că ei se declară ortodoxi și jignind chiar credința ortodoxă de multe ori prin fundamentalismul ăsta lor, cât mai este până când o să vină să spună tot ce femeile năframa pe față până la ochi. Cât mai este până când nu o să intre doi de ani negru și o să zică tu de azi înainte s-o dat lege, ai zis despre noi, ai făcut mișto de noi, te decapităm aici. Sau te băgăm la pușcărie, că nu tot ești în Europeană și când te dau e afară, te mai țin în pușcărie. Cât mai este până la orice fundamentalism? E o porcărie. Că e ortodox, că e catolic, că e protestant, că e islamic, că ce vrei tu. Toți ăștia care s-au născut dintr-o incapacitate identitară, fără niciun fundament cultural, toți ăștia vor să-și impună numai ideile lor dragă, noi suntem țară ortodoxă. Nu suntem țară ortodoxă. Suntem o țară în care majoritatea sunt ortodoxi, ăia alții sunt catolici, ăia alții greco-catolici, ăia alții sunt protestanți, neoprotestanți, ce mai fi, inclusiv atei. Nu. Toată lumea trebuie să fie așa. Și asta nu se întâmplă numai de acum, s-a întâmplat imediat după unire. Imediat după unire când un tip deștept, dar foarte prost, cum vrei tu să iei simoronul ăsta? Da? Ca Iorga. Și alt tip de ștept, dar foarte prost, iarăși oximoron. simoron, Ionescu. O grămadă dintre ăștia cu brătia în frunte. O crezut că toată lumea trebuie să fie ortodoxă. Nu-i zicea, Iorga zicea despre, despre inocențiu Micu Klein, care l-a arătat tuturor că ne tragem din latini, în timp ce dincolo, dincolo de munți, în Muntenia și, Vala, și Moldova se vorbea slavona, o venit ea și ziceau acum, uh, Iorga, un biet papistaș. De ce? Că nu era ortodox, că era greco-catolic. Da? O veni repede, Zau, nu s-o mai de unde zi, nu s-o mai numi Zau. Că nu se cu limba română. S-o numit Moinești, mâncați și că seamănă cu noi aici, de la sud. Odorheiu Secuez, nu se mai numea Odorheiu secuesc, Se numea Igeduca. Se dădeau, o să vă arăt într-o zi, poate chiar mâine, dacă mă enervez foarte tare, cum se dădeau bani de la guvern pentru colonizarea Ardealului cu români aduși de peste munți. Ne place, nu ne place. Există articole prin care gazetarii deștepți spuneau, va rămâne că m-am înervat, gata. Da? De ce băgați 10 milioane, o sumă imensă, o sumă imensă, imensă, imensă pe atunci, în colonizarea Ardealului cu români, că acolo oricum există români n-ar trebui să ne ocupăm un pic de drumuri, nu știau ei de autostrăzi atunci, să reparăm niște școli, să investim în chestia asta culturală, în agricultură. Un tip, Teodorescu îl chema. I. Teodorescu semnează. îți să rămâne articolul. Noi nu ne dăm seama ce înseamnă chestia asta. Nu, nu. Nu noi nu i voie să vorbim despre asta, știți? Noi ne-am născut dintr-o nuntă continuă, o vin s-au pupat cu romanii și brusc a ieșit poporul român. Îi drept că cu o pauză de 1000 de ani, dar de, de 800 de ani, dar noi nu ne împiedicăm de amănunte. Ce s alea 8 secole? Și ce dacă au fost și celții pe la noi? Și ce dacă nu s-au păstrat cuvinte din limba? Dacă? Nu! Noi avem mitul ăsta al continuității că parcă pe cineva când merge autos pe autostradă sau vrea să meargă până la mare, până la București, până la Iași sau până la culele Oltenești, să duce și în timp ce își rupe planetara pe drumul zice, domnule, nu-i bai că mi-a rupt planetara, nu-i bai că mi-a făcut praf mașina, nu-i bai că m-am stresat de nu mai împică bine de concediu. Contează că eu am fost primul aici. Cine a fost primul aici, bă? Nu a fost nimeni întâi. Nimeni, nimeni, nimeni. Că dacă era cineva aici, sigur aveam nici noi autostrăzi. Dacă ar fi fost cineva, măcar în ultimii 27 de ani pe aici, aveam un sistem de educație. Dacă era nu știu care, în ultimii 27 de ani, pe aici, poate nu mai fugeau boctării după bătrânicile care vând pătrunjă la poartă. Nu? Poate că nu mai exista nici socialism la noi, care să vină și să promită marea cu sarea și pa vine și tic tic, 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 taie. Uite, ce zice Mihai Duță de la România Liberă? Cel mai fain oprins chestia asta. Care mai e social-democrat? Lia Olguța, care zice că e incorect și trebuie să termine cu acest cumul al pensiei cu salariu, sau colegii din PSD, printre care Tudose Iordache, Bircea și Marian Neacșu, inițiatorii unei legi prin care au permis din nou acest abuz. Pentru că Tudose, Iordache, Bircea și Marian Neacșu, ei au făcut legea prin care salariul cu pensia să fie băgată la oaltă, nu e așa? ca să poată fi pensionarii de 40 de ani, din tot felul de ministere, angajați înapoi în ministere și în loc de 130 de milioane de lei vechi pensie, să ia 200 de milioane de lei pensie, pentru că s a scumpit curentul, mă, de aia. Da? Călin Radu Ancuța din București. Ce nu înțeleg eu este această tăcere mafiotă a mass mediei față de faptul că atunci când guvernul Boc a dat o lege referitoare la imposibilitatea cumului pensiei cu un salariu de la stat, tot s-a urlat. Ponta în guvernarea USL a readmis cumulul și acum ne dăm de ceasul morții. Despre asta nu vorbim, că Nu vorbim pentru că mai nu se știe când poate stau asta mai mult la putere și nu mai avem bani și trebuie să fim prieteni cu ei, poate avem o pilă și dacă lumea merge așa că în țara asta nu a fost nicio altă altfel, nu mai bine să fim noi prieteni cu ea de la putere? Să stăm acolo, să le spunem că noi n-am avut nimic cu ei sau dacă am avut am greșit, să mergem să le tundem în iarba, să le ducem copiii la școală, amantele la coafor. Nu, tată. Eu mai bine le tai cauciucurile de la mașină de fac chestia asta. Sau mai bine strig după ei. Sau îi sudui Mai în... aici n-am voie să sudui. Dar le-a spune cuvinte cu P. P. Pendulă. P paranghelie, p, rima de la pendulă, care înseamnă pe insulă, nu? Ca să știm o treabă. Vai de capul lor, bă. Vai de capul lor. Dacă ar fi după mine, nici mai face emisiunea acum. Aș băga, aș băga muzică populară. Vrei să vă dau muzică populară? Mă nu știu dacă o găsește. Ați auzit deșteaptă române pe imnul de manele. Îl găsești, joare, Marius? Știi? Că... Ăștia... Să cânt eu dacă nu găsește. Dar nu știu imnul. Nu știu imnul că ăștia de câte ori cântau imnul să opreau la strofa cu trei ani. Ăla cu trei culori cunosc pe nume. Ăla e mai interesant un pic, dar parcă mă mâncă la ficat. Am steatoză, crește ficatul. Dar vezi tu dacă găsești. Pentru că... Băi, asta trebuie să le arătăm. Știu că se nervante. Dar trăiești într-o țară în care băieții ăștia care au adus prejudicii de milioane de euro s-au după 2 sau 3 ani, tată, din pușcărie. Și a ieșit cu coada pe sus văr primar cu maniu, chestii de aia, ci că lasă impresia că ți deținut politic și, știi, fenechiu, care fie atent, nu se mai poate recupera niciun bănuț din prejudiciu. O divorța băiatul repede, pof, 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 averea pe numele nevasta, Ios, păi am venit să te luăm. Dom'le, n-am nimic pe numele meu, dar pot să-ți dau. Îți să dau sacoul, dar nu pot să-ți dau sacou, că mi-e fric și drepturile mele îți de minus, până la minus 10 grade. Păi și din pușcărie. Un milion și vreo un milion jumate de euro, un milion jumate de euro prejudiciu. Niciun ban. Ba mai mult, din pușcărie au făcut și profit pe nu știu ce firme. Voiculescu. 60 de milioane de euro prejudiciu. Păi și băiatul. doamne, o și și scriitor. Eu m-aș să nu primească nășită în Academie, că la ce Academie avem, cu tot felul de ștânși de-astea de vatra românească și naționaliști, ar fi culmea să nu primească pe Voiculescu, care compensă pentru ani în care o stat puțini, în această pușcărie politică în care lumea nu l-a înțeles. Cum să nu înțelegi un milionar, mă? Nu? Eu mă aștept să-i primească pe ăștia. Asta e țara în care trăiești. Și atenție, prejudiciul ăsta va fi recuperat. Nu te stresa. Dar nu de la ei. De la mine și de la tine. Mai ții minte de prejudiciul de la Bancorex? Două miliarde de dolari sau cât era? Și acum se recuperează la fiecare euro pe care îl plătești tu, pe care îl plătezi eu, pe benzină, pe litru de benzină. Un cent e pentru recuperarea prejudiciului de la Bancorex. Băieții, o grămadă, ăia care au făcut praf bancorex au stat în politică, bine mersi. Iau credit de, dă-mi da și mie un milion de dolari, că eram în trecere pe aici, nu? Măi, Bancorexule, și nu ți mai dau înapoi. Nici nu poți să faci nimic, am intrat în politică și te-am ras. Cine plătește? Dobitocola care face emisiune, la care se uită. Ce ne interesează pe noi? Nu? Despre asta nu-i voie să povestim. Că jignim socialismul. Socialismul să-l înțelegi nu doar prin partidul socialist sau social-democrat, cum vrei să-i zici, ci și prin partidele de dreapta. Că la fel de socialiste au fost și ele. Eu n-am văzut un partid, mă, care să vină să spună, băieți, eu mi-am făcut partidul ăsta nu ca să mă votați. Eu am făcut partidul ăsta ca să spun nu-i normal atâta asistență socială, nu-i normal atâta pomană, nu-i normal ca unul să lucre pentru altul, nu-i normal să ai o grămadă de șmecherași care trăiesc pe spinarea ălora care merg dimineața la șapte la lucru și dacă vreți mă votați, dacă nu, mi se rupe, dar v-am spus. Nu-i voie, nu te atingi de chestia asta. Uite, USR-ul. Da, usr reformator, chestii, toată lumea duce la vot, strânge semnături. Acum discutăm dacă susținem familia tradițională sau nu. Băiatule, nu-mi pasă de familia tradițională. Mă interesează ca violența în familie să dispară, mă interesează ca ăia, kinderii, copiii, să aibă manuale pe masă și ce mânca, mă interesează să nu mai fie abuzuri împotriva lor și atât. No, în momentul când toate chestiile astea dispar, Familia tradițională se poate spune, da, este o familie normală în care copilul a mâncat asară, nevasta nu a mai fost bătută de bărbat și au plecat împreună în concediu și iau chiar și masa împreună, ceea ce în secolul 21 în România însă, hai de capul meu, să iei masa, să stai cu nevasta, cu copiii la masă, să luați masa împreună de un eveniment care se poate întâmpla sâmbătă sau duminica. Nu? Maximum. Asta e despre asta, nu se vorbește se vorbește numai despre tricolor, roșu, galben și albastru, să mă mânci un cal albastru. Așa se vorbește. Să fim români, să fim mândri. Să... La ce să fiu mândru, bă? Că ne-a rupt planetara de la mașină? La ce să fiu mândru? Că la și-o bătut nevasta până la 5, în spatele blocului? Să fiu mândru că l-am auzit pe el al că eu pleca copilul în străinătate și nici gând să mai întoarcă? Să fiu mândru că l-am auzit pe medicul stagiar că mâncă de 3 săptămâni